Mă numesc Ștefan, am 16 ani și anul acesta pentru mine a fost cel mai genial an din lume. Tot acest an am încercat să progresez cât de mult am putut. M-am apucat de mai multe sporturi, cum ar fi kickbox și fotbal. Am început să mă duc la sală și, sincer, mi-am început acest canal de YouTube, fără de care nu știu ce aș fi făcut. Mi-am dat toată silința pentru fiecare videoclip și chiar dacă unele au ieșit mai prost, chiar dacă unele mai bine, eu mi-am dat toată silința la maxim pentru fiecare dintre ele. Anul viitor vreau să fie unul de 10 ori mai productiv. Vreau să vă gândiți la obiectivul ăsta ca o parte din trecutul nostru, și din mine și din voi. Mereu m-a pasionat zona de camere și editat video, dar și fotbal, așa că am îmbinat aceste lucruri și am creat acest canal special pentru voi. Apreciez foarte, foarte mult că v-ați abonat, dacă sunteți abonați, cei 241 de oameni care sunt în prezent abonați la mine. Vă iubesc pe toți. Pe YouTube anul acesta ce urmează, vreau să apară videoclipuri din ce în ce mai calitative. Să invit pe canal niște oameni foarte geniali pe care îi respect, dar pe care încă nu i-am apucat să-i chem. Și dacă nu aș fi avut puțină susținere chiar la început, m-aș fi lăsat cu siguranță în câteva luni, dar iată-mă aici cu 241 de oameni geniali care m-au susținut până acum. Acum a venit momentul să facem o scurtă recapitulare a unui. Hai să-i dăm drumul direct pe stadionul din Ana. Băieți, l-avem aici pe Robițu. Azi vom reacționa la niște clipuri de ale mele, mai vechi așa și mai noi, dacă vreți. Avem pe Robițu, după cum știți, el este unul dintre cei care m-au ajutat să încep cariera asta de YouTuber. El mi-a dat idei, am făcut atâtea clipuri cu el. Acum avem laptopul aici, chiar în fața noastră, o să o vedeți pe ecran. Și hai să începem, zic eu, cu primul meu clip. Toată lumea știe, bă, primul clip trebuie să fie cel mai popular. Astăzi ne ducem la cel mai mișto meci. La mine primul clip are 800 de abonați. Avem aici, chef de FCSB. Păcate, nu este la dinamă. Aici, deci după cum știți, am fost aici la meci. Editat bine clipul, n-am ce să zic. Și ăsta este, cumva, primul meu clip. Aici fac și introducerea canalului. Da, te vezi bine rău. Lasă-mă că e luminositatea. Aha, ia-te, bădării. Uitați, băieți, aici. Intro, ce e asta? Intro, mă prezentam aici. Vezi fotbalul, chiar dacă nu trag în cută la acest sport și fac kickbox de câteva luni. Deci... Ce părere ai de acest clip? Ce... Da, am mai văzut clipul ăsta de 3 ori, că mi-a plăcut, a fost frumos. Da, e bine editat pentru primul clip. Haideți să mai vedem mai încolo. Bă, dar ce s-a întâmplat la mine? Acum câteva zile s-au făcut un an de când fac YouTube. Incredibil. Trebuia să facem și noi ceva special. Da, nu. Ce să-ți facă 10 flotări și n-am tine ce aici. Haideți să dăm la niște faze mai interesante. Bă, dar și al meu e mișto. Nu vreau probleme, hai să nu se așteaptă la final. Parcă stai și mai bine clar. Vezi? Așa zic. Vezi că Robițu, dar haideți să vedem și pe la urmă. Crossbar, băieți, ați văzut crossbar. Ăsta este un clip foarte calitativ și reușit. Dacă am avut cameraman, echipă, ce aici... drept, n-a făcut atât de multe view-uri, dar ăsta a fost primul meu clip ca lumea a făcut. Am avut cameraman, l-am avut pe Bless, ce-i drept. Dar băieți, acum hai să mai vedem dacă mai găsim niște faze interesante și dacă nu, trecem la următorul clip. Și acum hai să reacționăm la ultimul, dar nu cel din urmă, clipul care mi-a adus cei mai mulți abonați. Clipul cu Cristi și cu Leo. Îi apreciez foarte mult pe acești oameni, dar și pe Robițu, bineînțeles, da. Să-l apreciez. Pentru că el mi-a colaborator. El mi-a dat impulsul acesta. Acum hai să vedem ultimul clip. Asta e cel mai muncit clip de al meu, cred că din tot YouTube-ul românesc. Uitați-vă aici. Haideți să vedem. Deja l-am văzut, nu trebuie să mai zic. Îl avem pe Robițu aici, reacționează. Și am așteptat clipul ăsta. Pentru niște mystery boxuri pe care le vom da la oamenii neajutorați de pe stradă. Cât ai investit în clipul ăsta? 160 de lei. Sincer. Dar mi-e place că Leo a zis hai 1000 de like-uri, cum ar fi pentru canalul lui, că el face 1000 de like-uri. Ce părere ai, Robițu, de background-ul ăsta de la Dinamo? Pentru fan al FCSB, lui, e foarte bun. Recunosc. Și bă, măcar un cadou să iau, frate, și credosc, știi? Asta n-are nicio treabă. Dar băiatul ăsta joacă foarte bine, să știi. Da, am văzut aia de la mijloc. Și în opinia ta, aici, la clipul ăsta, cine crezi că a jucat cel mai bine?
Băiatul ăla Franci când a dat de la mijloc în bară sau ce a dat gol la nimerit. Adevărat, adevărat, e foarte... Dar și ăla când a dat ăla în pintru, Cristi. Da, Cristi, Cristi, au fost top băieții, top, am filmat. Da, eu aici, după cum puteți vedea, nu e... Da, a fost o mare greșeală din partea noastră, dar așa. Haideți să vedem aici, băieți, fazele importante. Uitați-l pe Leo cum de aici, băieți. Arată, băieți. Bă, măcar a nimerit ceva, bă. A nimerit Gheoza, nu, da. Uitați-l, băieți, cum de. Acum sper că acest culoare o să-mi poarte noroc. Să dau și eu frumos drăsică. Hai, deci tot Tobi. Ah, ah, n-ai nimerit la el, e bine că a dat și vin, da? E bine că a dat. Bine, băieța. Bun, băieța, acesta este golul lui Leo. De fapt, a nimerit și el acolo ceva. A jucat foarte bine. Și acum hai să vedem pe Cristi cum reușește să dea. Băieți, la faza asta... Faza asta a făcut tot clipul cum ar fi. A venit și... Acum nu mai merge net. Băiți, aici eu am dat pasa asta genială lui Cristi, eu am dat pasa de pasă. Uitați, băiți. Octavia Popescu, preluare și să vedeți ce șut! Incredibil, băiți, așa ceva, nu... Deci, anul ăsta am muncit foarte, foarte mult, m-am apucat de sport, toate alea, de YouTube, sper că vă place munca și anul viitor vă promit că o să fie ceva mult mai calitativ, de 10 ori mai calitativ de atâta. Sper să facem și 3000 de abonați până în decembrie, asta e goalul meu. Și... Până în decembrie, băi, băiat. Până în decembrie, anul viitor, băi. Și vă las cu clipul în continuare, el a fost Robițu, eu am fost Ștefu, pa, pa. Dacă n-ați făcut-o deja, vă sugerez să vă abonați, căci anul viitor va fi altceva. An nou fericit, pa, pa.